Puneți-mi să fac orice test versiunea asta. Deci astea sunt singurele care trebuie să dată fie vestibulară. Și asta este dată. Nu, deci sunt semnele de ataxie vestibulară, la care eu trebuie să vă examinez, da? Rombergul este aia cu... De aia v-am întrebat, că trebuie să știți. După ce s-a tratat bine cu propolis și alcool, nu greu de stabilit în ce proporție fiecare, agentul a urcat la volan. Numai că pe o stradă din Drobeta Turnu Severin, ceața de afară, coroborată cu ceața din ochii lui, i-a întunecat drumul peste măsură. Rezultatul... Oprirăm mașina ca să coboare cele două doamne. Au stat în spatele mașinii, una a coborât pe stânga, una pe dreapta și cea care a coborât pe aici pe stânga s-a dat așa în spatele mașinii. Și stând în spate a văzut cum vine cu viteză direct în mașină. Mașina era oprită ca să coboare. Ne-am urcat să ne urcăm pe trotuar și când ne-am uitat în spate, că normal că te uiți în spate, l-am văzut venind în viteză și i-am și zis, ăsta vine și ne ia picioarele. Când a venit, a venit exact în colțul mașinii. Proprietarea mașinii spune că a fost la un pas să fie lovită. Mai mult, ea susține că agentul asistent ar fi încercat să fugă de la locul accidentului. Mașina a lovit la picior, ne-a venit în senin și ne-a izbit. Dus la salvare pentru recoltarea de probe biologice, agentul n-a fost prea mulțumit de constatările doctoriței, așa că a încercat să-i demonstreze că el nu a băut. Iar dincolo de faptul că a urcat băut la volan, bărbatul ține să facă și anumite recomandări. Cetățenii acestui oraș trebuie să învețe și ei să parcheze pe unde trebuie. Da? În momentul în care nu parchezi pe unde trebuie și vrei să faci ceva, da, pe ceața asta, trebuie să înveți că trebuie să te și asiguri. Conducătorul autovinovat de producerea accidentului se afla sub influența băuturilor alcoolice, fiind testat cu aparatul alcool test, rezultând un test de respirație de 0,77 mg per litru la mie. De asemenea, vă pot preciza că conducătorul autovinovat de producerea accidentului este lucrător MAI în cadrul Direcției Medicale din cadrul Ministerului de Interne și nu este lucrător al IPJ Mehedinți. Agentul se va alege cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și va rămâne pieton.